nu, acum nu am nicio problemă ce am spus, că nu vreau să vreau, că nu-i caz, vreau să ocupă cu exemplu, dar vreau să lămurim. Dar nu, dar să-mi confință la voastră. Deci, pe... Dar vreau să spun ca să vă spun. Dar nu v-am cerut, domnul Menescu, nu. Nu, nu am cum fac, credeți-mă. Credeți-mă, faceți totul voastră. Eu v-am acum, eu v-am acum, dar ascultați. Eu nu vreau să-i spun colegul meu, domnul Marba. Eu nu vreau să vreau să vreau să lămurim. Deci, eu am criticat niște lucruri. Fiecare și nu a acceptat polemica. Dacă tu sunt prea polemică, din asta puteți să facă. Care să reveni minte? Exact a fost ședința aceea ședință și la Beiuș. Da? Eu când am întrebat pe domnul Chiș, care spune un adevăr, când am întrebat că ce face acolo. Vedeți la Marcul acolo? Da, domnul Chiș, aici tu nu poți, am întrebat, să te... Domnul Chiș, stai o secundă, domnul Chiș, spuneți că s-au folosit amenințări fizice. Da. Ce, dar ce am zis? Că mă scoate afară, cu poliție. Asta cum e? Vede, mă ia frumos cu... Domnul Chiș, dar spuneți presa de ce v-am întrebat, până la sfârșit v-am întrebat, că erați în concediu medical, de-aia v-am întrebat. Da, domnule. Nu, v-am întrebat și ce faceți aici, că erați... Ce-ați vrea, domnule, de genul? Nu, eu nu vreau să fiu, dar eu v-am întrebat. Pentru că eu am fost în recuperare, acum am făcut, la ora a fost și am fost pentru mine. Oricum, eu vă las. Haideți să rămânem din noi, da? Din luna decembrie s-a făcut o expertiză externă, da? A fost gata 20 ianuarie, nu luna martie. Ați făcut o hârtie către instituție, care le am aici și cu ce ați primit, da. Din 16 și 18 mai. Toate ați primit răspuns în 2-3 zile la fiecare. Domnul manager, când ați publicat angajaților... Când ați publicat situația sumelor în urma comisiei de expertiză care a fost plătită de bani publici cu niște bani, oamenilor, când ați publicat? Ce expertiză? Expertiza este făcut în 20-20. Când ați comunicat angajaților, mă știți că ați fost în comisie? Nu mie, că mie nu mi-ați dat-o. Mi-a spus că încă mai sunt probleme și nu mai am. Da, era vorba cu un singur medic care se făcuse, care a făcut un cal. Domnule, deja n-a fost gata în ianuarie. Procesul de bani de încheiere, vă rog frumos acum. La sfârșitul lui ianuarie. Mi-a dat proces de bani. Când s-a finalizat și când a fost dat... Asta este unul, una nu închiși. Deci pe asta, din noiembrie, dumneavoastră putea să ne acționați în instanță. A spus în comitetul director. Știți că comitetul director este public. Domnul, aș vă provoca să spun lucruri care vreau să le spun. Haideți să vă spun. Nu v-ați înțeles între cei doi care se vizitează. Să fie care... Ce vă provoca și... Ce comisie? Dar de ce mi-ați comunicat că a stabilit ca să fie comitetul doamna, nu știu care, nu știu cum. Pe suma nu știu care. A dat oferte, domnul Chiș. Ofertele au venit din părți, nu de la mine, sigur, că n-am avut toate nicio ofertă în viața mea. Așa? Și nu v-ați înțeles între dumneavoastră. Ce să ne înțelegem, domnul Chiș? Domnul manager, aduceți-vă aminte cum ați comunicat tot anul 2015. Mă bucur că de sărbători a strâns rândurile. Sincer. Să rândurile tot timpul, dumneavoastră. Ia vedeți, asta nu mai este să nu mă provoca să stau la pierdut. Eu chiar nu o să eu vă provoc. Cine pe cine vreți vina și cine... Da, chiar spuneți, că nu am nimic. O să spun atunci când e caz, dacă va fi caz. Spuneți, că nu am nimic să spun. Deci chiar nu am nimic să spun. Stai general. Ați început cu niște chestii care nu uiți în presă. Da? Da. Ați început în renegocierea contractului colectiv de muncă. Da? Da. Cine a făcut contractul colectiv de muncă? Așa. Cine l-a făcut? La instituție. Conducerea instituției care a fost așa. Nu știu organizația. Da. Cine a reprezentat, instituția la ITM, de exemplu? Cum adică cine a reprezentat? Contractul colectiv de muncă. Da, domnule, dar ce te reprezintă? O să reprezintă că nu s-a vorbit. Domnul, la ITM, ce se reprezinte conducerea? În partea instituției. O secundă. Vei, ce contractul colectiv de muncă? Contractul colectiv de muncă, dacă ești în altă parte, la ITM doar se registrează. Da. Și am reprezentat la instituție. Pe reprezentantul instituției sau pe cine merge cu contractul, nu reprezentantul. Nu, dacă director sau unul din, Comisia Parizală. Domnul, eu am spus că să fie și el la Domnul Pitea, nu facem nicio conferință, eu am spus că dumneavoastră ați făcut niște acuze care nu sunt date. Astăzi aici, toate puncteri, toate. Mi le asum. Da. O să... Mi le asum, dragul meu, pentru că... Eu am să faceți, nu vă contez, foarte bine. Sunt treaz, ce vorbesc, nu mi-e rușine, dar nu am crezut, în echipa aia, pentru aia atunci n-am luat nicio atitudine, deși am fost atenționat. De mulți. Băi, cine vine la voi? Ăla. Cât de capul vostru. Când eu fost la procesul vostru. Da. Nu eu am spus. Da. Ora de mică. Da. Eu dau șansă la oricine. Eu sper. La prima întâlnire, până acolo. Chiar am zis la voi. O fi bine, bă. Dar bă, frate, asta a fost... O lume. Ca și în luna de miere. Și știi mai ce mai nu s-a făcut real. Și nu s-a făcut legal, să tăinuiască cine vrea. Eu nu tăinuiesc.